Haideți acum, mi-e greu să ne întoarcem după ce poveștile astea senzaționale, să ne întoarcem la ce facem aici în România. Adică ce sperați? De asta ați mai candidat și în data 2017, trecută, da, dar undeva veniseră cu o lună jumătate înainte. Bineînțeles, a fost o perioadă foarte scurtă, am fost puțin dezamăgită, dar așa sunt eu. Sunt supărată pe moment, indiferent ce se întâmplă, și după aceea am trece. Și cu competițiile la fel mi se întâmplau. Dacă pierdeam, atunci, imediat după concurs, eram supărată și mergeam mai departe. Același lucru mi s-a întâmplat și acum cu 2017, prin candidatura mea la Federația Română de Atletism. Am fost supărată pe moment, dar după aceea am zis, în continuare voi face acest lucru, voi candida la următoarele alegeri, pentru că îmi doresc să fac ceva pentru atletismul românesc. Sunt cu inima tot timpul alături de atletismul românesc și mă doare să văd că nu mai avem aceleași rezultate pe care noi le-am avut. Ce facem cu Olimpiada? Avem, cum stăm în momentul ăsta? Până acum avem 5 sportivi calificați și eu le doresc multă baftă și putere de muncă și să se concentreze, pentru că sunt Jocurile Olimpice, nu este un campionat european. Nu e ironie, nu e nimic, dar și ei o să afle tot la fel că au Olimpiadă într-o lună, două? Ei sunt calificați, ei sunt chiar susținuți de Comitetul Olimpic Român, deci acești copii sunt susținuți. Da. Decât ei rămân să muncească și să aibă seriozitate în ceea ce fac, să se gândească că acolo este o competiție majoră. Nu doar o competiție doar de naționale sau ne batem doar cu cei din țară. Se ține? Da, da. Se ține. Da, se ține. Cu restricții, cu fără așa spectatori, este. Fără spectatori străini sau ce o fi, dar se ține pentru că... Mi-aș dori să se califice cât mai mulți sportivi de la noi din țară, pentru că avem sportivi talentați și mai sunt sportivi care se pot califica. Ne-ați povestit de cursele acelea scurte, nu? La care se adună puncte sau cum? Adică cum ne mai putem califica? E 12 martie... În 3 luni de zile, 4 luni de zile, Olimpiada. Da, în proba de maraton este foarte greu să faci baremul olimpic, pentru că este 2:29:30 la femei. Nu vă întreb cât e la noi, merge mai departe. Bineînțeles. Da. Când alergam eu era 2:35 baremul. Acum câțiva ani a fost 2:45. Deci a fost un barem foarte pentru Sydney, nu pentru Sydney, pentru Brazilia. Pentru Rio, în 2016, 2:45. Deci un timp foarte slab, unde civilizat, putea, să se, unde spun, putea da. Să se califice aproape orice sportiv. Acum timpul este foarte puternic și sunt câteva competiții acreditate de Federația Internațională și de Comitetul Olimpic Internațional, unde sportivii pot să acumuleze puncte pentru a se califica. Dar nu maraton. Nu maraton, curse de 5.000, 10.000 și semi-maraton, unde pot să acumuleze puncte pentru calificarea la proba de maraton la Tokyo. Și noi putem participa la acestea, nu? Sigur. Adică sigur. Sportivii noștri? Sportivii noștri, dacă aleargă bine în competițiile respective și acumulează puncte, se pot califica prin punctaj la Jocurile Olimpice. 5 doar suntem în momentul ăsta. Deocamdată 5. Bine, dar, v-am spus, mai avem sportivi buni care își doresc să se califice și le doresc multă baftă să se califice, pentru că ne dorim să avem mult mai mulți sportivi la Jocurile Olimpice și mai avem sportivi de calificat. Ați văzut vreo Constantina Diță din urmă care să vină? La modul sincer, adică... Deocamdată nu. Nu. Deocamdată nu. Sunt sinceră că nu am văzut. Dar îmi doresc acest lucru, pentru că avem câteva fete pe probe de mare fond. Dar dacă vor fi ajutate, eu sper ca pe viitor să-și facă un timp foarte bun și să participe la campionate mondiale și să scoată un rezultat la campionatele mondiale și Jocurile Olimpice. Acum ați văzut perfect că fiind în campanie și mergând prin țară, care e nivelul sau ce simțiți dumneavoastră? Nu comparăm cu Statele Unite, că nu are rost, dar ca nivel, ca pregătire, că suntem departe de lumea civilizată? Da, v-am spus, infrastructura nu este, nu există. Nu există. Nu există și suntem foarte departe. Dar nu este imposibil și noi, la noi în țară, putem construi stadioane, putem crea condiții pentru sportivii noștri. Se poate trăi din atletism? Sau, sigur. Sau sigur. Cei mici? Cum era pe vremea dumneavoastră, când domnule merg... Vreau, uite, am văzut la televizor și vreau să merg la Olimpiadă. Bun, acum se merge la fotbal, mai mult la basket și așa mai departe. La atletism mai merg cei mici, adică mai vor să devină alergători, să devină atleți, nu numai alergători. Da, acum mergând prin țară, vă spun sincer, am văzut foarte mulți copii venind la stadion, am văzut antrenori
care sunt alături, care stau lângă copii și au și câte 30 de copii. Dar important este să îi ducem mai departe, că sunt foarte mulți copii care fac un an, doi și după aceea se lasă. Și mai avem o zonă foarte grea în care sportivii noștri de performanță, în momentul când au absolvit liceul, când au terminat liceul, nu merg mai departe, deoarece că nu au condiții, nu au un salariu, nu au un venit, nu au din ce să se pregătească. Și atunci se lasă și își găsesc alte slujbe. Am înțeles. Ce ați făcut cu casa din America? Era prea mare? Am vândut-o, da. Am vândut-o acum 2 ani, bineînțeles. A, deci v-ați gândit să vă stabiliți aici? România, sau, sigur, sigur. De aceea și candidez. Că dacă nu mă hotăram să rămân în România, nici nu candidam la Federația Română, pentru că un președinte, dacă vrea să facă ceva pentru Federația Română de Atletism, nu stă în afara țării. Deci trebuie să stea permanent asta în România. Asta e clar, da. Păi și cu doamnele de acolo, cu toate fetele pe care le-ați lăsat? Da, poate o să mai mă duc o săptămână, două în vacanță, adică ca orice toate fetele, om mare... scuze, înseamnă fostele noastre mari alergătoare, nu? Așa, pentru că este lumea vorba nu de Lidia Shimon, campioana mondială și vicecampioană olimpică, Anuța Cătun, Luminița Talpo și Nuța Olaru și Adriana Pârtea. Toate stăm în acea zonă, da. Dumneavoastră le-ați tras? Acolo le-ați adus? Sau au... Nu, nu. Deci prima cine a fost, deschizătoarea? Prima de... a fost Anuța Cătun. Să ne aducem aminte că ea a câștigat maratonul de la New York în 97. Deci ea a fost prima. După aceea a fost Lidia Shimon, după care eu, Nuța Olaru, Luminița și după aceea Adriana Pârtea. Și toate sunt cu cetățenie americană? Da. Toate suntem cu cetățenie americană și ne-am dus acolo pentru condițiile pe care le-am. Asta găsit. E clar. Da. Deci se mai vorbește, se mai gândește românește și pe acolo. Sigur, sigur. Mai mult românește vorbim. Da? Da, că avem o comunitate frumoasă de români. Și mai țineți sărbătorile? Întreb serios, adică Paștele, Crăciunul se mai țin? Sau... Sigur, sigur. Da? Da, la ora actuală sunt două biserici ortodoxe românești din Colorado. N-aduceți, în cazul în care câștigați, n-aduceți pe cineva de acolo? N-ați vorbit? Nu, deocamdată nu, pentru că deocamdată vreau să văd dacă intru acolo și vedem ce se poate face după aceea. Am înțeles. Cât mai sunteți în campanie sau cum? Când vă opriți? Păi înainte de alegeri. Pozi, în seara, dinainte. Cum mi-am propus de un an și ceva să vizitez toate cluburile din țară, să ascult problemele antrenorilor și îmi doresc să reușesc să acopăr toate cluburile până la alegeri. Ați fost dezamăgită la alegerile precedente? Puțin, da. Da? Puțin, da. Și dacă sigur. Se întâmplă să nu luați nici acum? Acum nu o să mai fiu dezamăgită, pentru că acum sunt pregătită realistă. Să și câștig, să și pierd. Am înțeles. Dacă pierdeți, promiteți că mai rămâneți sau... Bineînțeles că voi rămâne în România și voi ajuta câțiva sportivi pe care pot să-i ajut eu și voi face competiția pe care eu am în fiecare an. Da, spuneți-ne, spuneți-ne că acolo și ăștia mai... și vă așteptăm, sigur, vă așteptăm că avem și o probă scurtă pentru dumneavoastră, dacă nu puteți să alergați 10 km, adică un 3 km. Am băgat 10,5. Atunci vă așteptăm să urcați. 1,06. Atunci vă așteptăm să urcați la proba de semi-maraton, că avem și proba de semi-maraton. Nu, știți doar ce vă rog, punctele alea de la cât sunt, de la 5 km, dacă se poate să nu mai fie cu banane și cu apă, sau să încercăm să mai diversificăm meniul și alergăm fără și probleme să lăsăm și doar cu ziceți-ne ce se întâmplă. Da. Nu, să puneți și ceva cald. A, vreți să puneți și un mix? Asta spun și atunci alergăm 20 euro fără probleme. Sigur, sigur, nu se poate pune știu, în competițiile din păcate. Astea internaționale. Da. Dar să știți că de pe margine ne-au strigat. Hai, da? Mă, dă-i că ai mici în capăt. Da. Este o competiție de suflet pe care îmi doresc să o aduc printre cele mai mari competiții din lume. Dar lumea vine, să știți sigur, că lumea sigur. Vine. Și din ce în ce văd că cât mai multe persoane au început să facă mișcare la noi în țară și îmi doresc ca fiecare persoană să-și îndrume și copiii spre sport. Și lasă, uitați, merg la 23 august, cum era acum, Complexul Național. Și pe pista aceea vin oameni și aleargă, îi și lasă. Adică cei de, nu neapărat sportivi de performanță, sportivi de performanță care își văd, exact cum spuneați dumneavoastră, că nu vă încurcați cu americanii, când mergeați, ei își vedeau de fotbal, așa și aici, dar vine lumea, adică nu e liniște mormântală. Da, este important să fie respect între performanță și oamenii care fac de masă, pentru că prioritatea au cei care fac sport de performanță și să respecte programul fiecăruia.
după ce a terminat sportivul de performanță, poate să facă toată lumea pe stadioane, pe lângă stadioane, prin parcuri, alergare și antrenamente, sigur. Corect. Ce vă doriți de la anul acesta? Să deveniți președinte, asta e clar, să puteți sigur ajuta. Să poți să ajungi să scăpăm de pandemie. Să scăpăm de pandemie, că ăsta e cel mai grav lucru acum pe perioada aceasta, și să fiu sănătoasă. Și să vină a cincea medalie, nu? Tokyo. Păi, ați promis. Da, să vină, sigur. Nu, că voi alerga, indiferent ce va fi, voi alerga la... Aveți nevoie de iepure sau la maraton? Nu e cu iepure. Adică să aveți ăștia mai plinuți, întreb, nu întreb. Poate să vă ajute la... Da, am avut nevoie de iepuri, cum le zicem noi, sparring partner, da, în timpul antrenamentelor. Da. Eu nu mi-am pus unul personal în timpul curselor pe care le-am alergat, pentru că aveam alergătoarele puternice în curs. Nu vă mai aveați iepuri ca lumea, nu vă trebuiau. Da. Și-au pus competiția la care eu alergam, aveau iepuri, bineînțeles, pentru timp. Adică cine vrea să alerge 2 ore 19 este un grup, cine vrea să alerge 2 ore 21 și atunci aveau iepuri pe grupuri. Pe bucățelele respective. Sigur, pe grupuri. Doamna Diță, să rămână mii de mulțumiri. Medalie, nu, președinție în ordine. Vă mulțumesc, Tokyo, Doamne ajută. Tokyo, întâi Jocurile Olimpice, să avem și noi succes. Și apoi să vină și a cincea medalie. Oricând puteți să ne sunați, să știți, pe un kilometru, doi, suntem fără probleme iepuri, niciun fel de bine, problemă. Maxim. Să rămână mii de mulțumiri încă o dată că ați fost alături de noi. Și o zi plăcută tuturor și multă sănătate. Să rămână. Dragi prieteni, am alergat așadar mai mult pe vorbe, că se vede. Ne revedem luni, 10:30, as.ro live, toate cele bune, să aveți un weekend cât mai frumos. La revedere! Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!